emisiunea noastră nu ca să scoată vreun cuvânt, să se odihnească, să stea pe bancă, să uite la mine cum mă chiz novezi. Pe Ileana Rus, bună prietena emisiunii noastre, pe care am văzut-o acum un timp și de atunci toate i-au mers anapoda. Sper că nu din cauza mea, dar am de gând să mă revanșez. Dacă vrea să-mi pun fustele în cap, îmi pun fustele în cap doar să o văd zâmbind. Așa că... Opa! A zâmbit deja! Da. Este foarte posibil ca la rugăminți insistente să fac și asta, deși am o fustă care astăzi, sinceră, să fiu... El a spus că îi place Morandi, deși aș putea să spun și îi plac Morandi, îi plac peștele, pentru că în Morandi sunt mai mulți membri și mai multe membre. Eu asta am înțeles. Așa-i, Sandu? Eu n-am de unde să știu lucrurile astea, doar am presupus. Ileana Rus a venit în emisiunea noastră pentru că de când ne-am văzut noi, nu i s-au întâmplat numai lucruri bune și atunci noi am chemat-o ca să-i dăm prăjituri, să-i dăm cafea și să o veselim, pentru că până la urmă de asta sunt prietenii prieteni. Facem toată emisiunea asta doar ca să te vedem zâmbind. Și nu ne lăsa. Mulțumesc, zâmbesc deja de când am venit. Păi am văzut-o, a fost o mare revelație, am văzut-o la un post din ăsta la care nu te uiți niciodată decât dacă ești complet nebun. Mulțumesc. Pentru că eram acolo. Da, ea era acolo, spectaculoasă. M-am oprit, nefiind foarte zdravănă la minte, și m-am uitat jumătate de oră la o fată care dansa țigănește absolut spectaculos. Urma să aflu că este un foarte bun vorbitor de limbă română, atât de bun încât o și predă. Urma să aflu că este o fată plină de bun simț. Urma să aflu că latura ei țigănească se rezumă la cea poetică pe care ne-o dorim cu toții, că doar despre asta este vorba în propoziție. Ileana Rus a venit la noi în emisiune de fiecare dată cu emoții foarte mari. Și vreau să te întreb de ce, că tu ești până la urmă vedetă în adevăratul sens al cuvântului. Așa că se poate spune neapărat. Sunt foarte emotivă, pentru că de-a lungul timpului n-am reușit să mă debarasez de timiditate. Și par a fi, pentru cei care mă cunosc de aproape, par o persoană veselă, de fapt sunt și veselă, spontană, de multe ori fac pe măscăriciu, culmea, dar cred că asta e doar o armură ca să nu răzbată timiditatea și încerc să-mi o depășesc încă. Dar nu se întoarce împotriva ta uneori, pentru că tu... Faptul că mă măscăresc sau nu, faptul că nu, sunt timidă? Faptul că încerci să răspundești bună dispoziție ca o sobiță sentimentală și totuși înăuntru tău se petrec tot felul de alte lucruri pe care oamenii nu le pot presupune, tocmai pentru că tu ai o asemenea aparență. Nu s-a întors niciodată împotriva mea manifestarea asta, dar aș vrea să fiu tot timpul așa, să pot să fiu deschisă, să pot să fiu naturală. Da, bine, dar nu pot să-mi depășesc timiditatea, deci asta spun. Am mare emoții să stau de vorbă, uite și aici când vin, știu că ești o persoană deosebită și naturală, și dar întotdeauna am un trac care probabil nu toți îl au, că am mai stat de vorbă cu colegi de-ai mei, deci mă spun, zice, nu am nicio treabă. Zic, bine, aș vrea să fiu și eu așa, nu? Probabil cu ce ne naștem, nu pot, exact, nu se poate. Probabil cu ce ne naștem. Da. N-aș fi crezut niciodată, dacă nu te-aș fi cunoscut personal și dacă nu ne-am fi apropiat în timp, că tu ai trecut în viața ta prin atâtea. Ai descoperit la un moment dat că ai o boală foarte gravă, în ciuda acestei boli ai hotărât să rămâi însărcinată, cu toate că doctorii în cor urlau să nu cumva să faci asta. Ai pierdut sarcina atunci, ne-am văzut. Da, anul trecut s-a întâmplat. Anul trecut. Și apoi? Da. Dar întotdeauna spuneam și atunci, în emisiune, tot rău este și un bine. Da. De la întâmplarea respectivă, eu făcusem până atunci 2 ani și ceva tratament zilnic. După ce am pierdut tratament pentru boala respectivă. Am înțeles. Deci era necesar în fiecare zi să iau o anumită medicație. După care, după ce am pierdut sarcina, am renunțat de la mine citire să mai iau tratamentul. N-am vrut să mai iau, m-am revoltat. Sunt o mică rebelă. Și am crezut foarte mult că o să mă fac bine. Acum nu știu dacă neapărat credința asta sau faptul că sarcina, se spune că sarcina scurăță sângele, schimbă, nu știu dacă e adevărat, asta știu din popor. Însă după un an de zile, deci nu mi-am repetat, trebuia lunar să-mi fac analizele. După un an de zile, deci în martie, mi-am refăcut analizele, că eram deja curioasă să văd totuși cum stau. Mă simțeam bine și vreau să văd totuși ce spun rezultatele. Vreau să spun că sunt în cotele normale, deci chiar nici la limita superioară, nici cea superioară. Nici inferioară, nici superioară, da. M-am blocat și eu, deși am crezut că mă fac bine, dar nu mi-a venit să cred. De la 1 miliard trombocite s-a ajuns la 150.000, 200.000. Wow. Deci chiar minune. Chiar
doctorul Semiră, nu știu de ce, nici eu nu știu de ce, dar e important că am vrut. Semiră, că m-am vindecat. Da. Doi, a bucurat să le spui că ai întrerupt tratamentul? Le-am spus acum, după ce am făcut, că am lipsit, nu m-am mai dus la niciun fel de investigații. Nu? Exact, nu era ușor. Indisciplinat. Dar între timp, în ciuda faptului că rezultatele au venit din ce în ce mai bine și așa, tu ai rămas însărcinată din nou. Da, am fost foarte curajoasă, am mai încercat odată. Din păcate s-a repetat situația de anul trecut, nu identic, însă rezultatul a fost același. Asta s-a întâmplat în urmă cu o lună și puțin timp. A fost puțin greu, în sensul că e greu să te remontezi și moral și psihic, mai ales acum îmi puneam toate speranțele fiind sănătoasă, zic, în sfârșit va fi bine, dar ce să zic? Până ai urmă, de ce să mai încerci? Deocamdată, până nu știu care e exact cauza, mă abțin, că totuși nu poți să faci experiențe așa cu corpul tău și cu viața ta. Însă este o perioadă după ce treci prin așa ceva, este o perioadă destul de... ești demoralizat. Eu am trecut și anul trecut prin asta, chiar dacă n-au observat cei din jurul meu, pentru că nu sunt obișnuită să merg ca la psiholog, să spun prietenilor ce probleme am. De regulă, eu sunt cea care ascultă. Uite, aici vin la tine întotdeauna să mă descarc și să... Probabil simți că de mult țin la tine, pentru că momentul în care te-am văzut pentru prima oară la mine a fost șocul de pe lume. Am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe Andreea și zic, nu știu cine e la televizor, uită-te repede la televizor și adu-pe fata aia din pământ, din iarbă verde. Noroc că am o super... Da, ai crezut că simți gâncușă, nu? N-am crezut că ești gâncușă, am crezut că ești gâncușă și am crezut că e genul ăla de gâncușă... metaforic vorbind, înțelegeți ce vreau să spun. Era frumoasă, era dezlănțuită, definitiv, era... Azi acolo nu mai am timiditate, asta a, chiar exact mă mir de... Intru în pielea personajului și deja fac ceea ce mi se cere. Sau ce cred eu că ar fi bine să fac în personajul respectiv. Am aflat eu că, de fapt, personajul pe care îl interpretezi tu are mai multe valențe. De pildă, tu cânti muzică populară, ai predat limbi străine, adică multe lucruri știi să faci. Da. Însă pasiunea asta mea pentru muzica țigănească. Și am spus că pot să păcălesc, că multă lume la început îmi spune, uite, când te-am văzut prima dată, după cum dansai, hai că de cântat, poate, dar după dans, ziceam, nu pot să nu fii decât țigancă. Și pe urmă s-au convins că nu sunt, care nu mă cunoșteau. Însă, să știi că nu toată lumea înțelege, adică sunt, mi-am auzit și critici, că atunci discutam și am spus că nu îmi pasă neapărat decât de cei apropiați. Însă mi s-a întâmplat ca redactorii de folclor, văzându-mă în ipostaza cealaltă, să mă critice direct sau indirect. Uh-huh. Adică de ce fac și lucrul ăsta? Nu știu de ce deranjează pe cineva. Eu asta n-am înțeles. De ce nu e bine să poți să fii pregătit și în alte direcții? Uh-huh. Adică nu vreau să fac comparații, că e departe de mine gândul Maria Tănase sau... Dar până la urmă urme și asta. De ce Maria Tănase a fost apreciată pentru faptul că putea să cânte și alte zone ale țării, nu doar, știu, o să se limiteze la repertoriul personal. A cântat și Maramure și Oltenește și... Nu? Ei, acum eu pe scenă și în televiziune îmi reprezint zona, bineînțeles, nu mă abat, îmi cânt repertoriul la folclor și la țigănesc tot așa. Însă, dacă poți să faci mai multe, eu nu-i privit. Bineînțeles, nu de toți redactorii de folclor. Aha. Dar vreau să spun că excepția, uite ce emoție am încă, întotdeauna întărește regula. Deci există o doamnă pe care o apreciez foarte mult pentru că îmi dă încredere întotdeauna, doamna Elize Stan, sigur vă cunoașteți. Și vreau să spun că și atâtea vorbe vreau să-ți transmit din partea ei, pentru că te apreciază foarte mult și îți admiră naturalețea și spontaneitatea. Da. Și are o vedere largă, deci dumneavoastră nu se cramponează în șabloanele acelea comuniste, ca să le spun așa, că nu ne-am debarasat, din păcate. Cel puțin în folclor, în muzica populară, încă nu vreau eu să fiu un critic, dar fără să vreau, fac lucrul ăsta, pentru că sunt mulți tineri care vor să răzbească și nu pot, pentru că li se pun piedici. Da, adică da. Poți să ai valoare. Eu am fost în 40 de concursuri unde am luat 12 marile premiuri și premiile 1, 2 și 3. Deci aș fi putut spune că asta a fost o confirmare, nu? A valorii. Însă vedeți că lucrurile stau altfel. Dar tu ai cunoscut oameni valoroși care nu se pot lansa? Da, foarte, foarte draga mult. Draga mea, stai foarte puțin. Mult. Deci foarte listen mult. Listen to me. Deocamdată. Noi avem rubrica specială de pile. Da. Jur. Da, n-am știut. Jur. Eu n-am ajuns cu pile. Păi nu, că n-avem, n-avem de mult. Deci dacă aveți vreo pilă, dumneavoastră, sau invitații dumneavoastră, bine, că o să stăm aici de la șoc, săracele, sau pile una pe la alta, că sunt mititele rău. Dar zic în general, Cătălin, dacă ai vreo pilă în care crezi
Arlen Coace, ceva deosebit. M-a sunat Mihai Costachinescu, care are o piramiditică. Da, știi cum e. Nu începem prin a fi mari. De la vârstă. Aduceți-mi coace, lansăm pile. Da. Cu drag. Ileana merge pe scenă, vă mulțumesc foarte mult pentru tot. De la ea am învățat multe lucruri, și anume faptul că în momentul în care, de exemplu, te apucă depresiile și femeie fiind nu mai știi ce să-ți faci, ce să-ți dregi, îți schimbi freza. Dacă nu-ți mai convine nici asta, te duci frumos la un magazin și îți cumperi peruci și te veselești tu singură. Asta o să și fac la un moment dat. O să fac o emisiune, am făcut acum mai multă vreme. Oh, dar putem să o repetăm, că am făcut așa de multă peruci vreme. Și în care starul number one a fost Loredana, care a fost senzație, cum e ea de obicei. Cu... ei nu-i trebuie peruci să fie senzație, da, păi. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Ileana Rus! Alta-i drag, măi. Moare de ciudă bărbatul dacă mă uit după altul. Lasă moare de beteag și lui de alta-i drag, măi. Bărbat e și te-i curba, după altul mă uita, măi. Și de n-apuc să-l iubesc, dar parcă mă răcoresc, măi. De bărbat, măi. Bărbat după ce e pati, când îl prinde-o zis că-l bache. Vecinul mă blestemat să n-am parte de bărbat, măi. Bărbat după ce e pati, când îl prinde-o zis că-l bache. Bărbat e și te-ai curba, după altul mă uita, măi. Și de n-apuc să-l iubesc, dar parcă mă răcoresc, măi. De bărbat, măi. Că dacă află de noi, ne omoară-n pământoi, măi. Mi-a să ne drăguță sata, mi-e frică de bărbat, măi. Că dacă află de noi, ne omoară-n pământoi, măi. Bărbat, ieși de-i curba, după altul m-o uita, măi. Și de n-apuc să-l iubesc, dar parcă mă răcoresc, măi. Bărbatul scurt.